Suntem fruntași la strânzgunoiul. Sâmbătă românii din fiecare județ al țării și-au pus mănușile, au luat saci și au participat la acțiunea Let's Do It România, cea mai mare mobilizare de voluntari din țară cu scopul de a strânge deșeurile din arealele naturale. Încă de la primele ore ale dimineții, aproximativ 10.000 de elevi, 700 de cadre didactice, angajați ai mai multor instituții publice și persoane private de libertate, s-au înarmat cu saci de gunoi și multă răbdare și au început să colecteze deșeurile rămase pe spațiile verzi. În topul județelor cu cei mai activi voluntari se găsesc Botoșani cu 16.000 de voluntari, Maramureș cu 12.000 de voluntari, Vaslui cu 11.500 de voluntari, Gorj cu 10.140 de voluntari și Suceava cu 6.900 de voluntari. Angajații instituției prefectului au făcut curat în zona Baisa și printre lucrurile strânse au găsit farfurii, tacâmuri, dar și obiecte de igienă intimă. Într-adevăr, există foarte multe gunoaie. Fac un apel chiar către cetățenii județului Botoșan, în momentul în care participă la evenimente, să strângă gunoaiele, să le pună într-un sac și să le aducă la ghenele de gunoi. Să nu le iese pădurea, pentru că pădurea, după cum vedeți, este din ce mai puțină și este singurul nostru avut național. La această acțiune au participat 15 deținuți care au măturat zona de agrement de la Cornișa. Cadrul acestei acțiuni, Ziua Națională de Curățenie în România sau Let's Do It România, penitenciarul Botoșani participă cu deținuți de când s-a declanșat această mișcare națională. Am participat și anii trecuți, și acum un an, și acum 2 ani. Anul acesta participăm cu un număr de 15 deținuți, dar solicitări din partea acestora au fost în număr foarte mare. Deci au fost cam 200-250 de deținuți care și-au dorit să participe la această acțiune de voluntariat. Am transmis că ne dorim să ne implicăm în această campanie. Suntem în această zonă, în partea de drumul european E58 spre Suceava, în Pacea, zona Pacea, iar dacă terminăm aici, intenționăm să trecem și partea către Cornișa. Anii din urmă am participat în zona Gafton, am fost și în zona Rediu și unde am fost repartizați. Pe lângă elevii veniți în grup organizat, la colectarea deșeurilor au venit și copiii însoțiți de părinților cu scopul de a învăța să respecte natura. Mi se pare frumos, dar în același timp nu mi se pare frumos față de mediu, pentru că oamenii aruncă gunoaie prin pădure. Ce ar trebui să facă? Ar trebui să găsească gunoaiele pe care le fac, ar trebui să le pună la un coș de gunoi sau să le ia acasă, să le arunce unde găsesc ei, nu prin pădure. Deșeurile colectate de către voluntari au fost deșeuri precum peturi, sticlă, doze de aluminiu, veselă de plastic, materiale textile, îmbrăcăminte și încălzăminte, dar și deșeuri electronice. O problemă des întâlnită de voluntari au fost cadavrele de animale, câini, pisici, păsări, cai aruncate în ape, păduri și pe marginea drumului. Per total, voluntarii botoșăneni au strâns peste 8.000 de saci de gunoi, deșeurile fiind colectate selectiv. Sacii au fost preluați de către operatorii de salubrizare, dar și de unitățile de drumuri.